Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună miercuri, așa cum vă obișnuiesc de fiecare dată la emisiunea Artă și Valori, aici la Infinit TV, televiziunea unde primiți infinit mai mult. Intrăm din nou în lumea artelor și v-am pregătit o oră astăzi superbă. Zic eu că de la săptămână la săptămână e din ce în ce mai bine, așa cred. Și din nou vă spun că vă dăruim tot ce e mai bun și mai frumos din ceea ce au invitații pe care, cu generozitate să spunem că Universul mi-i trimite aici, vă dăruim tot ce e mai bun și mai frumos. Să vă ajute să fiți și să deveniți variantele voastre cele mai bune. Începem emisiunea de astăzi cu o îndrăgită a noastră de aici, din Iași, încă. Și nu spun încă întâmplător, pentru că există dintre voi, dintre telespectatori, niște oameni care m-au rugat neapărat să o întreb ceva și vă promit că am să o întreb. Să o salutăm împreună pe îndrăgita noastră, Andra Botez. Bună, bine ai venit, și Andra, bine găsit. Și mulțumesc mult că ai acceptat invitația și ți-ai făcut timp să vii. Cu mare drag, chiar s-a nimerit foarte bine. Da, da, nici nu mă așteptam, de fapt, dacă e să fiu foarte cinstită, nu mă așteptam să pot să vii. A fost invitația făcută rapid și chiar ai avut loc. Nimic nu e întâmplător. Asta. Nimic nu e întâmplător, exact. Tu ai mai fost la noi și mă bucur că s-a întâmplat asta chiar când, la a treia, a patra emisiune, cred, când începusem eu acum aproape 3 ani. Dar știi că mi-a apărut la Memo. Mi-a apărut la Facebook, văzusem acolo poza și ziceam, uite ce fain că legăturile s-au păstrat, exact, și că totul e așa ca un bulgăre. Asta ca să ne mai răcorim un pic. E ca un bulgăre așa de zăpadă care nu se termină de făcut și rămâne la fel de strălucitor și de pufos. Din ce în ce mai, aș spune eu, pentru că se adaugă lucruri frumoase și oameni din ce în ce mai. Chiar sesizam zilele trecute cu alți prieteni că, nu știu, parcă e un timp așa de adunat oameni faini. Parcă ne adunăm ca licuricii, cum spun eu uneori, și poate că un licurici singur nu lumina. Însă dacă se adună din ce în ce mai mulți, devenim lumină. Exact. Am să te rog să-mi spui, draga mea, cum s-a transformat licuriciul Andra Botez, dacă îmi dai voie, de la ultima întâlnire a noastră, de acum aproape 3 ani, în prag de Crăciun eram atunci. Spune-mi, te rog, cum s-a transformat Andra Botez de atunci? În primul rând s-au întâmplat foarte multe lucruri artistice, au apărut foarte multe schimbări. Și asta vreau să o spun pentru că noi știm cum e când suntem mame, noi simțim altfel schimbările în viața noastră și amprenta și-o pune și în artă, pentru că ne place să dăruim din ce în ce mai mult și ca mame înțelegem câtă dăruire are nevoie copilul nostru, dar totodată copiii noștri din cei care ne stau în față au nevoie din partea noastră a artiștilor o dăruire din ce în ce mai mare, pentru că ei sunt mai mulți decât un singur copil și felul nostru de a dărui e un pic diferit. Și de asta cred că în decursul acestor 3 ani am învățat cât de mult înseamnă să te bucuri de ceea ce ai și să te bucuri de ceea ce poți dărui, pentru că până la urmă arta nu se poate ține pentru sine, trebuie dată mai departe. Și în toți ăștia 3 ani, eu vreau să zic că, pe lângă faptul că a crescut atelierul Andra Botez, a crescut artistul Andra Botez, a crescut tot ceea ce mi-am propus să creez, a crescut enorm. Și vreau să spun asta și ca pe o încurajare pentru cei care se uită acum la noi, că trebuie să avem încredere în lucrurile mici, pentru că ele construiesc lucrurile mari. Și apropo de licurici, până la urmă ei luminează puțin, dar când sunt mai mulți, luminează extraordinar de frumos și de puternic. Și cred că asta e important, să nu uităm de acea licărire pe care o avem fiecare. Toți suntem speciali în felul nostru. Mie îmi place să cred că tot ceea ce construiești din urmă aduce în prezent ca să construiești în viitor. Și e fain să te uiți așa în urmă, să vezi ce s-a întâmplat, cum ești acum și ce-ți propui.
Mă bucur tare mult că ai punctat acest lucru, că din pași mici și din pic cu pic se adună marele, care uneori poate părea mare, foarte mare în ochii celorlalți, dar acest mare niciodată nu se face deodată. Și am să pun acum acele întrebări pe care m-au rugat telespectatorii să ți le adresez, pentru că pentru că mie că voi uita, pentru că atât de multe lucruri vreau să te întreb și timpul trece foarte repede. Mi-au spus așa, întreabă pe Andra, cum de nu ne-a părăsit? Și cum de nu s-a mutat la București? Pentru că, acum pragmatic vorbind, ești un talent real, e foarte adevărat că tu ai dublat cu foarte multă muncă, seriozitate, pregătire, cu tot. Da. Dar lăsând asta la o parte, ești una din vocile bune, mari, nu mi-e teamă să spun asta, ale României. Și știm foarte bine că mulți alți artiști din țară au avut niște voci grozave, însă, din păcate, mare lucru nu s-a întâmplat. Ar fi putut să fie vedete internaționale minunate, da? Și totuși nu s-a întâmplat lucrul ăsta și în contextul acesta probabil că foarte multă lume s-a gândit cum de n-ai plecat în București, pentru că acolo se întâmplă totul în muzică și nu numai. Așa este. E capitala energică a artei. E capitala posibilităților, pentru că e normal să fie așa. E un loc mare, e un loc cu multe oportunități. Și e capitala țării până la urmă. Exact. Dar... Și eu știu că drumul ăsta spre București a fost de multe ori pavat cu întrebări. A fost un drum real pe care l-am făcut de multe ori acolo, încă de la vârsta de 14 ani. Deci de la 14 ani cumva lucrurile au fost trimise către acolo. Așa cum cu siguranță mulți artiști care sunt cu experiență au trecut prin București. Fie... tranzitoriu, fie au rămas definitiv acolo. Eu țin să cred că am nimerit în contexte puțin diferite din cauza faptului că muzica în România a pătruns greoi din punct de vedere creație. Cred că în perioada în care eu m-am dus cu propriile compoziții nu erau după cerințele obișnuite. Pentru mine muzica R&B, soul a fost acasă, pe lângă rock, jazz și alte genuri muzicale și involuntar mi s-a implementat același mod de creație. Și atunci nu a fost compatibil cu muzica mainstream care era în perioada respectivă, dar totodată n-aș vrea să pun atât de mult accent pe lucrul ăsta pentru că nu vreau să influențez artiștii să zică păi înseamnă că dacă vrei să mergi la București trebuie neapărat să faci mainstream. Nu. E strict vorba de faptul că Bucureștiul pentru mine a fost prea mult. It's a little bit too much. În sensul că eu sunt genul de persoană care consider că dacă te-ai născut într-un loc nu e întâmplător, înseamnă că ai ceva de făcut acolo. Și am avut foarte des discuțiile astea cu părinții, adică părinții mei cel puțin de foarte multe ori au zis, ok, bun, nu vrei București, atunci hai să plecăm din țară. Nu. Pentru că eu am foarte mare încredere în potențialul Iașiului și niciodată pe mine nu m-a dezamăgit Iașiul. Alții nu sunt de părerea asta. Mulți spun că Iașiul merge foarte greu, că Iașiul e leneș din punctul ăsta de vedere și la nivel de proiecte artistice și la nivel de planuri mari pe care vrei să le faci. Din punctul meu de vedere, Iașiul are un potențial extraordinar pentru că noi, ca și caracter, ca și personalitate, ca și trăsătură, noi suntem foarte sensibili. Și eu mă declar o ieșancă sensibilă. Și cred că Bucureștiul are acea sensibilitate, doar că este tratată diferit față de cum este tratată la noi, în Iași. Și mă simt foarte lipită. Deci de fiecare dată când mi-am propus să fac ceva, s-a întâmplat în Iași. Pe mine Iașiul nu m-a dezamăgit niciodată. Și de asta am avut des oportunități. Chiar vorbeam recent cu soțul meu și cu cei din trupă și spuneam, da, mai uite, trebuia să mergem în altă țară. Ok, și ce puteam face în altă țară? Păi făceam concerte, mergeam la festivaluri. Ok, și ce mă oprește să fac chestia asta aici? Ceea ce ne oprește este, unul la mână, fie comoditatea, adică ne place că e liniștit și e comod și e lejer, fie o teamă, o frică. O frică de altfel. Da, exact. Și atunci cumva alegi. Eu mă declar că sunt o persoană care vreau să simt
pământul. Sub picioare. Dacă mă întreb pe mine, da. Intuiam cumva răspunsul ăsta, pentru că de când te cunosc, am simțit că ești într-un anumit, un anumit fel de om și intuiam răspunsul ăsta și pe de altă parte mă bucură să aud asta. Pentru eu că... iubesc Iașul, eu sunt... Deci, dragilor care iubiți Iașul, am rămas și rămânem aici pentru că vrem să construim, deci pentru că efectiv se poate. Se poate, doar trebuie un pic insistat. Și trebuie unite forțele, poate. Da, și exact. Trebuie văzut ce pui pe primul loc. Dacă pui pe primul loc să fii liniștit și să fii familist și să fii creativ, atunci rămâi în Iași. Dacă vrei mai mult și vrei să mergi rapid, da, lucrurile se întâmplă rapid în București. Doar că nu o să fie exact cum vrei tu. Asta e singura diferență. Bucureștiul este extraordinar de bun. Sunt trupe foarte bune în București și de underground și de mainstream. Adică trebuie să recunoaștem că în București se mișcă lucrurile din punct de vedere muzical în toate genurile. Și deci nu există... Totul e cu viteză mai mare acolo. Eu exact. Când mergeam, îmi spuneau persoanele cu care... E foarte agitat exact. Acolo, nu? Dacă ai o idee, acolo se pune problema. Ok, instant. Hai, când facem? Exact. Pe când în Iași lucrurile se întâmplă un picuț mai des. Noi acum, cum stăm de vorbă, nu se întâmplă lucrurile astea în București. Noi vorbim foarte mult și ne exprimăm și sentimentele noastre și exact. Ne vedem la cafea, ne vedem la un grătar. În București, dacă ne vedem la un grătar sau la o cafea, înseamnă că trebuie să facem treabă. Ceva. Exact. E un proiect. Exact. În discuție concret. De ce? Pentru că, în primul rând, ai mult de mers. Nu poți. La noi ajungem foarte repede unde ne propunem să ajungem, că e orașul mic. Deci trebuie să luăm de la basic stuff. Uh-huh. În București îți ia foarte mult să ajungi în punctul respectiv și atunci normal că oamenii zic ok, dacă vrei să ne întâlnim înseamnă că vrei ceva concret. Foarte clar. De și da, eu vreau neapărat ceva și foarte clar de la tine. Uh-huh. Vreau multe, dar timpul trece foarte repede și musai vreau să vorbim da. Despre asta. Știu că voi aveați un proiect care a fost da. Deturnat ca multe altele tuturor anul acesta, dar e legat de jazz și de tema pe care am propus-o astăzi pentru emisiune Jazzul încotro. Yep. Te rog să-mi povestești, da, pentru că e o bucuria mea, o dorința mea de om simplu, care da. Nu a avut neapărat o educație în sensul ăsta, dar vreau din suflet să mă educ și atunci, ca și simplu consumator de așa la nivelul meu, stau și mă întreb ce pot să fac mai mult și atunci urmăresc tot ce se întâmplă. Știu că alți oameni importanți din muzica ieșeană se străduiesc ani de zile ca și tine să facă un eveniment foarte important de jazz. Nu se leagă lucrurile. Despre asta aș vrea să vorbim. Ce s-a întâmplat și la voi și cum e? Nu vreau să dau vina foarte mult pe perioada care a fost. Pe soluții. Exact, pentru că eu cel puțin mi-am propus după ce s-a terminat perioada pandemiei, mi-am propus și mulțumesc lui Dumnezeu că îmi reușește treaba asta, pentru că văd din părți diferite că e ok, mi se dă cu da, hashtag da. Eu cred că ne pierdem foarte, foarte des entuziasmul și bucuria. Iar noi știm că țara noastră adesea îi place să se plângă, să se lamenteze. E ceva specific. Vorbeam recent cu un prieten și îi spuneam, am avut un concert cu specific românesc și sesizam în timp ce cântam că piesele românești în general sunt foarte triste. Textul este trist, textul vorbește mult despre de ar fi și energia, să vin. Exact, da, energia e trist. Una. Și stăteam și mă gândeam, zic, măi, de ce suntem noi așa? Eu cred că noi alegem să fim în postura aceasta și eu mi-am propus să nu mai fiu în această postură și la asta muncesc de ceva timp, apropo de 3 ani, să împart mai multă bucurie. Pentru că e vorba despre jazz înseamnă bucurie, jazz înseamnă foarte mult entuziasm și mă refer la acea dorință de a crea, de a fi spontan, de a fi creativ. Asta înseamnă muzica jazz. Și probabil că din punctul ăsta de vedere, lucrurile un pic sunt în barieră. Fie din cauza că punem noi barieră, fie că ni se pun din alte părți bariere. Poate că bariere. E un mental colectiv care blochează puțin materializarea acestor intenții frumoase ale... Da, adică nu e ca și cum cineva stă împotriva a proiectelor de jazz. Nu este ca și cum cineva nu ne lasă să facem lucrul acesta. Cred că ne trebuie o structură foarte bună. Cred că ceea ce avem nevoie este de, în primul rând, de oameni care se ocupă nu de artă.
Pentru că noi, dacă vrem noi să facem un proiect, noi ne entuziasmăm prea tare. Și vă dezumflați prea repede. Exact. Dar de multe ori, de ceea ce avem nevoie, și aici, da, apreciez ceea ce se întâmplă în București, pentru că ei sunt foarte bine structurați. Impresariatul. Da, avem nevoie de oameni care să fie pe marketing, pe booking, pe PR, care să miște lucrurile foarte, foarte bine. Dar ca să fie o persoană de genul acesta, trebuie în primul rând să-i placă muzica jazz și să se simtă atras de ea. Exact. Ca să poată investi. Deci eu cred că noi suntem un grup foarte mare în Iași de cântăreți, de artiști care lucrăm intens pentru asta. Suntem oameni care am pus cap la cap să facem, anul acesta trebuia să demarăm pentru Jazz în Copou și eram foarte bine puși la punct, aproape. Da. Dar cred că nevoia noastră a Iașului este de oameni pe partea de marketing, de management, de PR. Pentru că noi nu putem, noi nu este domeniul nostru, trebuie să recunoaștem. Dar nu suntem buni la toate, fiecare își face pătrățica. De multe ori, știu, am avut discuția asta cu tatăl meu. Îmi spunea, de ce unii oameni nu înțeleg că, ok, dacă eu sunt bun la bătut cuie, păi trebuie să fac chestia asta. Dacă vine cineva și zice, ok, eu vreau să-ți dau cu var, tata, poți să-ți spun eu prize. Nu, eu te-am angajat să dai cu var. Și eu știu de ce facem asta. Tot din cauza că vrem să dăruim. Pentru că ne place să facem mult mai mult decât e nevoie. Și eu sunt așa. Ok, ai nevoie de ajutorul meu, Doamne, dar îți dau tot. Uite, am studio de înregistrări la atelierul meu de voce, Baian Drabotez. Ai tehnică vocală completă, cea mai poate are echipă. Și omul zice, ok, nu, eu vreau să văd să cânt. Da, eu pot să-ți ofer tot. Și că veni vorba că suntem pe ultima sută de metri a părții, primei părți a emisiunii, te rog să-mi spui cum se întâmplă lucrurile la atelier. Foarte fain. Cum sunt cursanții, cine poate veni, pot să vin și eu, Doamne, oricine de oriunde. Doamne, poate veni, fac parte din cea mai faină echipă de profesori din România. Sunt singurul profesor certificat din Iași de tehnică vocală completă. Explică-ne prin susținerea. Explică-ne puțin ce înseamnă da, asta. Este o tehnică revoluționară, în sensul că nu este ca și cum, adică aș vrea să clarific că nu este ca și cum celelalte tehnici vocale nu sunt ok, adică respectiv Suzuki Method pe care l-am predat sau Bel Canto. Sunt toate foarte bune, doar că tehnica vocală completă merge mai departe cu explorarea, de, să da, spunem. Da, sau? Da. Uh-huh. Pentru că merge foarte mult pe anatomie, are ca bază studiu anatomic, deci se face studiu de caz continuu. În Institutul de Tehnică Vocală Completă din Olanda, permanent se fac studii cu camere de luat vederi de deasupra corzilor vocale și atunci mecanismul funcționării vocii este permanent studiat în așa fel încât orice cântăreț, orice vorbitor să știe să-și folosească absolut conștient vocea și controlat. E practic foarte vocea. Personalizat. Foarte, foarte personalizat. E foarte bine structurat, apropo de structură. De când am intrat de 3 ani în tehnică vocală completă, am devenit foarte structurată, pentru că înainte mergeam foarte mult pe estetică vocală, pe interpretare vocală, dar tehnică vocală era un pic în minus, pentru că era un pic pe mai mult general. Este ca și cum aș vrea să merg la farmacie pentru că mă doare capul și zic, uite, am o durere de cap. Ok, dau o pastilă. Mie îmi trece durerea de cap atunci, dar a doua zi e aceeași problemă. Și asta din cauza că nu am depistat sursa de unde vine. Poate e o lipsă de apă sau poate trebuie ochelari. Și din cauza aceasta, tehnica vocală completă vine cu acest surplus. Și cred, intuiesc eu că urmând acest program de pregătire, se vor naște individualități și artiști cu amprentă foarte personală și nu copii mici ale lui X sau Y. Exact, pentru că nu mai este vorba despre imitația unui artist, ci descoperirea propriei identități ca voce. Culori a vocii. De asta tehnica vocală completă, fiind introdusă de Lucia Ciubotaru, singurul profesor autorizat internațional din România. De aici am început parteneriatul cu Loredana Groza, de acum 3 ani. Merge foarte mult pe ideea asta de a construi voci unice și a le face să fie recunoscute ca fiind unice. Și să nu mai zicem, ok, tu semeni cu... Cu nu, X, exact. Nu mai semeni cu, ești... Doar tu. Da. Și asta mi-a plăcut foarte, foarte tare. Eu mi-am depășit niște bariere extraordinare, vocale. Eu eram foarte... Eu pot de aici și până aici. Înseamnă că asta este vocea mea și trebuie să mă mulțumesc cu ea. Acum nu mai am niciun fel de barieră. Pot cânta oricând, la orice oră, orice, fără niciun fel de problemă. Și mie asta mi se pare fantastic. Și îmi place că e o tehnică vocală care...
este pentru toți. Adică oricine poate învăța să cânte, oricine poate învăța, adică ideea asta că știi, nu ești talentat eu nu la cred asta? Că, eu nu știu să cânt, e un foarte mare adevăr. Dacă eu nu știu să cânt, eu nu am cântat până acum și eu nu știu să cânt. E un adevăr extraordinar, pentru că într-adevăr nu știi ce se întâmplă în cornul epiglotic, nu știi ce se întâmplă în laringe, ceea ce tot mecanismul de funcționare. Și atunci tu spui în adevăr și e important să pleci de la lucrurile acestea, că nu știi. Și cu adevărul ăsta, exact, multe, multe frici și cu adevărul ăsta și cu tot ce am spus astăzi, dragilor, rețineți asta, în primul rând, mulțumindu-i Andrei din suflet mulțumesc că a fost eu la noi, rețineți asta, păstrați-vă entuziasmul, luați-l de aici de la noi pentru că l-avem bucurie din plin, păstrați-l, dați-l mai departe. Îmbrăcați-vă în culori deschise, zâmbiți de dimineață, bucurați-vă de soare, asta e esențial. Exact, și vă propun să o ascultăm puțin pe Andra și să continuăm cu aceste daruri și noi revăzându-ne în partea a doua a emisiunii cu următorul invitat. Și ai notat. There's nothing in this whole world that can be compared to you. I found you, my world became yours. There's nothing in this small room that can make me strong. Since I found you, my strength is new. You drove me and on you, throw me close.
tine, Matei. Am revenit aici în platoul emisiunii Artă și Valori de la Infinit TV, televiziunea care vă dăruiește infinit mai mult. Anca Ciliac este aici, gazda dumneavoastră, și vă invit să continuăm emisiunea la fel de entuziasmați și să-l salutăm împreună pe următorul invitat, care recunosc e un drag inimii mele, pentru că e hușan de-al meu, n-am cum să nu spun asta. Să-l salutăm împreună pe Gabriel Andronache. Bine ai venit la noi, Gabi. Și vă spun la mulți ani, e o zi minunată pentru tine, e ziua ta. Mulțumesc, n-am vrut să spun asta, dar da, într-adevăr e ziua mea astăzi și iată că am avut un dar minunat prin prezența voastră aici și mulțumesc din suflet că s-a potrivit așa. Aș fi spus, dragilor, că vă invităm așa pe toți la o pâine și o cafea. Dar pentru că pâinea nu reușesc să o fac cu o anumită coajă și pentru că, în general, cafeaua reușesc să o fac destul de slabă și fără gust, Mai nimerit. Eu nu beau cafea niciodată, cu adevărat. Deci nu știu să fac cafea, iar pâinea e o găselniță sinceră a prietenului și colaboratorului meu, Adi Aftenie, care, mă rog, a avut ideea acestei piese. Asta voiam să spun că rămân la metaforă. Dacă tot n-am reușit să fac astea și am să arăt dragilor telespectatori motivul pentru care tema emisiunii de astăzi este pâine și cafea cu tine. Așa, rămânem la metafora aceasta frumoasă și încercăm să o deslușim în emisiunea de astăzi, spunându-le telespectatorilor că e ultimul tău proiect, da, care a fost lansat de curând. O carte care este de fapt o piesă de teatru într-un singur act. Corect. După o idee de Adi Aftene. Povestește-ne, te rog, ce idee a fost, în ce context, cum s-a născut toată povestea asta? Sincer, mie îmi plac oamenii care au idei. Eu nu am idei foarte multe. De obicei sunt un meseriaș care face o anumită lucrare. De obicei scenariștii cam asta fac. Ideile pornesc din altă zonă. Alții sunt norocoși, că au și idei și pot să le scrie, să le transcrie în realitate. Adi a avut o idee interesantă. Piesa e un fel de duplex care s-ar desfășura telefonic între două scene. Un personaj se află la Iași, celălalt la Oradea, să spunem, sau în alt oraș. Iar spectatorii văd doar o porțiune din piesă, respectiv cei din Iași îl văd personajul din Iași, vorbim la telefon cu fata din Oradea, să spun. Iar cei din Oradea o văd pe fata din Oradea pe scenă, vorbim cu băiatul din Iași. E o idee interesantă, de-aia am și marșat la ea și de-aia m-am și înhămat la acest proiect, pentru că a fost ofertant. Nu am mai scris de multă vreme, să spunem, nu chiar. Azi sunt 2-3 ani, e mult. Cam așa ne-am întâlnit și noi, că ne-am întâlnit cu Halda de Steril. Halda de Steril. Fiind și starea de urgență și pandemie și așa mai departe, chiar simțea nevoia să scriu ceva. El îmi tot cerea, dă-mi un text. E greu așa, nu poți să la scrii comandă. Textul. Dar ușor m-am gândit, băi, într-adevăr, ceva există în ideea asta și chiar merită a fi dezvoltată. Și am adaptat-o, mă rog, după propriile mele idei, pentru că orice idee după aia se rafinează prin ideile scenaristului, și am reușit să scriu acest mic text. Piesa e gândită pentru 50 de minute. Nu se întinde pe o durată, nu știu, de o oră jumate, să spune. E o piesă foarte... E ca o pastilă, aș spune eu. Da. Se pretează foarte bine pentru teatre independente, pentru teatru radiofonic, de ce nu, pentru oameni care nu au foarte multă răbdare. Mai non-conformiști. Da, și evident, fiind două personaje, nu poți să extinzi foarte mult acțiunea. Eu cred că am făcut o treabă bună. Adică eu sunt foarte pretențios. Tu știi prea bine, nu mă lau și nu-mi place. Dar când simt că ceva a scris bun, atunci ies în față. Și încerc să spun tuturor ce am scris, ce am făcut. Cred că va fi un lucru interesant. Ceea ce am scris eu după ideea lui Adi Aftenie, care Adi chiar ar merita un pic mai multă atenție și un pic mai multă și doresc multă implicare. Noi dorim să punem piesa în scenă, că dacă rămânem la stadiul ăsta, rămâne doar un vis frumos. Exact, și e mult prea interesantă ideea piesei ca să nu meargă până la capăt. Eu i-aș spune că e și un experiment.
E un experiment social. E un experiment care ar putea fi un experiment social, psihologic. Ridică foarte multe probleme dincolo de faptul că așa la prima vedere sună fain, e o chestie drăguță. Dacă intri în profunzime, eu n-am citit cartea, însă am citit tot ce au mai scris unii alții și știi că eu mă bazez foarte mult pe intuiție. Și cred că atinge niște probleme foarte, foarte profunde pe care mulți dintre noi le băgăm sub preșuri. Și nu prea ne convine să vorbim despre ele. Dacă am povestit puțin, este vorba despre doi oameni, doi străini care se întâlnesc într-un context. Unul joacă puțin, exact, un pic de teatru. Unul falsează, da. Da, falsează puțin, cum se întâmplă deseori în viață. N-aș vrea să dau prea multe, pentru că prea multe detalii. Nu, ce s-a spus public, spun și eu. E adevărat, da. E adevărat. Personajele sunt într-adevăr foarte ciudate așa, și Dana Țabrea a avut un editorial foarte interesant în Ziarul de Iași, care spunea că e vorba de un scenariu enigmatic. Exact. Așa și este. Bine, sper să nu fie enigmatic în așa fel încât nici eu să nu pricep ce am și să fie enigmatic și pentru mine. Nu. Nu, e un lucru care, sincer, recitindu-l de câteva ori, și fac foarte rar lucrul ăsta, dar simt că e ceva bun în capul lui și l-am recitit de mai multe ori și mi-a dat seama că, într-adevăr, e un lucru bun și e posibil ca și alți oameni din public să considere lucrul ăsta adevărat, că, într-adevăr, e o piesă bună. Ți-am spus, rămâne să trecem testul publicului, pentru că până atunci sunt... Evident, doar supoziții. Ne mișcăm într-o zonă a planurilor, poate a propriilor proiecții, până la urmă. Propriilor, dar pentru cei care mă cunosc și cei care, nu foarte mulți, evident, dar le garantez că a ieșit un lucru bun. Și asta mă bucură, pentru că, uite, după atâta timp și într-o stare cumplită, un an cumplit, cel puțin prima jumătate a lui, faptul că am reușit să scot lucrul ăsta, pe mine m-a mulțumit enorm. S-au întâmplat multe în ultima perioadă, dar nu mai vreau să comentez lucrul ăsta. Pentru orice scriitor, orice creator, perioada se derestriște, se pare că, într-adevăr, dau lucruri bune, rodnice, exact. Adică există undeva, nu credeam în treaba asta. Mă gândeam că din suferință nu pot să creez prea mult, dar, într-adevăr, undeva suferința aia se așează în subconștient și de acolo, atunci când nu te aștepți, scoate un produs, să spunem, cât de cât carte mulțumește. Asta e o chestie egoistă, că scrie doar așa ca să te simți tu bine, dar dacă și alții se simt bine citind ceea ce ai scris, asta e un lucru minunat. Pe părerea mea, cam asta e circuitul normal. Scriitorul scrie atunci când simte nevoia. Cititorul citește atunci când simte nevoia. Iar dacă aceste nevoi se întâlnesc undeva la mijloc... La mijloc e minunat. Exact, trebuie să fie într-adevăr la prima vedere tot. Altfel nu există publicitate sau nu știu ce, sau să ne băgăm, să facem reclamă, sub nicio formă. Testul final îl dă publicul și întâlnirea când o fie ea. Bine, odată se dă cu fiecare dintre noi și tu primești mesaje de la cititori în momentul în care citim cartea și evident că aici, fiind vorba de o piesă de teatru, va fi și atunci când veți reuși să puneți proiectul în practică. Spune-mi, te rog, cum gândiți efectiv punerea în practică, în ce stadiu sunteți? Ce vă propuneți? Că, de ce spun, poate se uită la noi actori, poate vor să vină la un casting, nu știu. Cum ați gândit lucrurile astea? Bine, adifiind regizor și producător și de festivaluri importante, EuroArt și așa mai departe, a luat legătura cu actori cunoscuți din Iași și sper ca să aibă mână bună și să descurce în continuare, să facă un lucru interesant, să profităm de faptul că există încă căldură afară, nu știu, până în septembrie-octombrie, pentru că îți dai seama, piesa asta poate fi pusă maxim până în septembrie-octombrie, având în vedere restricțiile, pentru că nu poți intra într-o spațiu în interior, închis. Deocamdată, dacă ne prinde luna noiembrie și n-a făcut nimic, deja ne vedem la anul. Da, ne vedem la anul vară. Se poate și la anul vară, nu e nicio problemă, dar orice om, un creator vrea să-și vadă produsul cât de cât materializat până la capăt repede. Asta e tot farmecul. Altfel, nu știu, puține au răbdare. Cine spune că, domnule, am avut răbdare 2-3 ani, 10 ani, nu există așa ceva. Nu există. Cel puțin la anumită vârstă. La o vârstă, hai să spunem,
mijlocie, să spun, da, deși nu prea există. Da, că există nu cumva pofta asta de a face din ce cât mai repede, da, și cât mai multe lucruri. Nu neapărat lucruri de te remarca, dar nu mai răbdare la un moment dat să aștepți. Să amâni. Da, nu mai răbdare să amâni. Au trecut 2-3 ani când ne-am întâlnit cu Halder Serial, 3 ani. Am așteptat 7 ani până să scriu Halder Serial și nu, n-aș vrea să mai aștept încă 7 ani. Dacă tot am scris ceva, hai să o punem, să punem în practică. E un lucru foarte simplu și foarte banal la urma urmei, adică lumea crede că lucrurile astea se petrec foarte complicat și nu, ai un produs, dacă e bun, îl citesc câțiva actori, ai un producător, ai un sponsor și l-ai pus în scenă. Eu cred că se va concretiza lucrul ăsta și abia aștept să poate să fiu și parte din public, cine știe. Dar uite că nu o să-mi iert dacă, și nu că eu nu o să-mi iert, nu o să-mi ierte alții că nu te-am întrebat de ce pâine și cafea? Da, putea să fie orice altceva, o băutură bună și nu știu ce, de ce pâine și cafea? O alăturare de termeni puțin ciudată, da, cum e totul. E voită, enigmatic. E o alăturare voită, să spunem, care șochează. Uh-huh. Pâine și cafea, nu, evident, nu prea nicio legătură, da, dar la în ansamblu piesei, dacă cineva vedea piesa și va fi atent la ea, va înțelege contextul în care se alătură acești termeni, apare diferiți. Și mai ales pâine fără coajă există undeva. Uh-huh. De-aia n-am adus-o da, eu. Da, e o chestie într-adevăr nenaturală, dar asta face farmecul piesei și asta face, cum să spun, poate trezi interesul celor care eventual vor veni la un teatru. Să sperăm că anul ăsta se va petrece lucrul ăsta în toamnă. Deja suntem în toamnă, mai sunt 10 zile și deja vine septembrie. Sperăm să-l punem anul ăsta în scenă și eu vă garantez că va fi un, ție și tuturor celor care ne ascultă, că va fi într-adevăr un lucru frumos. Până una alta, e clar, curiozitatea am trezit-o și oamenii sigur au întrebări din ce în ce mai multe. Sper. Să arătăm din nou cartea și să-mi spui, te rog, de unde o putem achiziționa, unde o găsim? E în librării, pe internet? Nu a fost pus în vânzare pentru că e varianta tipărit a unei piese de teatru. E greu să o... De obicei se întâmplă invers. Uh-huh. Sunt piese de teatru și după aia le tipărești, dar cine vrea să o găsească, poate apela la mine oricând. Da? Sunt destul de public, așa, în mediul virtual. Oricând pot apela la mine și pot citi în avans, să spunem, o piesă care eu sunt convins că va avea succes. Și spun sincer treaba asta, fără nicio jenă și fără niciun fel de modestie. Va fi, deci am smuls promisiunea că dacă îl căutați puteți avea o carte cu autograf, așa cum am primit-o și eu astăzi. Te rog să mai îmi spui, dragul meu, știind că în fiecare pui din asta al unui scriitor există părți, bucăți din autor. Unde și dacă ai și cât perfect, da. Ai întâi perfect, da. Din tine, nu știu, colțul, păi, cred ochiului, că ce personajul e? Masculin, că sunt două personaje, un băiat și o fată, poate fi și un bărbat și o femeie, deci vârstele nu sunt bine stabilite. Categoric mă regăsesc în 90% din... Bă, nu știu dacă ar trebui să spun lucrul ăsta, nu interesează pe nimeni cum mă regăsesc un personaj masculin, dar dacă m-ai întrebat, să răspund. Eu cred că interesează. Da. Păi, și să știi, și contează. Să argumentez de ce. Contează foarte mult, pentru că asta înseamnă sinceritate și asta înseamnă că ai muncit cu adevărat din suflet pentru lucrul ăla. Adică n-ai preluat niciun clișeu, n-ai preluat nimic de afară, ci doar ai simțit, ai scris ceea ce ai simțit și ai simțit ceea ce ai scris. Adică lucrurile astea trebuie să meargă în tandem permanent. Nu există. La prima, imediat simt dacă am scris ceva clișeistic, dacă am scris ceva șablonard, îl dau deoparte până nu găsesc formula care mă reprezintă. E o greșeală, pentru că la urmă mă epuizez și eu, adică cât pot să fiu ăla, dar atâta cât pot să mă manifest în felul ăsta, merg până la capăt, până reușesc să nu mai scriu, să nu mai fie nimic interesant din mine. Și atunci am încheiat cu scrisul. Cam asta e ideea mea. Scrii exact cât ești.
că un orice scriitor trebuie să scrie exact atât cât simte. Dacă nu simte, nu scrie. N-are rost să apuci să scrie, sub nicio formă. Dacă ai, nu știu, o nevoie neapărat, poate dictată, poate simțită din interior și poți să scrii și ai cât de cât îți vin, nu știu, gânduri, idei, stări, pune-le pe hârtie. E păcat. Mai sunt și alți zeci de mii de oameni care probabil au aceeași dorință. Să le pune și ei, la fel, nu e nicio problemă, există o piață liberă, dar probabil nu toți au, să spunem, o minte de dexteritate. Nu e nimic. Eu se regăsesc în mine o parte din ei, 10%, 5%. Înseamnă că mi-am deplinit într-un fel și o misiune de reprezentare electorală, să spunem, mă regăsesc în 10% din publicul, dintr-un bazin, să spunem, electoral, al cititorilor sau, nu știu, al privitorilor. Te încălzește și lucrul ăsta, te bucură. Dar nu pentru foarte mult, pentru foarte mult timp, pentru că urmează următoarea piesă. Urmează următoarea scriere și din nou pornești la capăt, din nou începi să scrii și să faci. Și ăsta e farmecul acestei activități de a scrie. Nu te oprești niciodată pentru că nici tu nu mai ești același. Și tu te schimbi și tu ai alte gânduri, nu mai ai gândurile acum 10 ani și din nou scrii mai multe lucruri. Ești mai depresiv, poate față de acum 10 ani, dacă față de acum, cred că eram, față de 3 ani, cred că nu m-am schimbat, cred că sunt la fel. Adică, e bine, dacă ai ceva de spus, pune pe hârtie, pune, nu știu, pe Facebook, pe manifestă-te. Pune, cum faci tu, tot fel de proiecte foarte frumoase. Ești în aer liber, ești în lume, ești între oameni. Asta e farmecul vieții, până la urmă, să dovedești că existi. Nu neapărat ție. Celor din jur, dar fără să fie, fără să epatezi, fără să... Nu, să fie tot o comunicare firească și limpede și sinceră. Eu asta văd în scris și în tot ce am făcut eu până acum, în toată viața mea. Spuneai mai devreme că, în primul rând, te bucură pe tine ca scriitor în momentul în care termin ceva și consider că e terminat, simți tu că e terminat, te bucură în primul rând pe tine, că poate e considerat un act de egoism, dar până la urmă e firesc să fii tu bine cu tine ca și ceilalți să fie bine cu ce ai făcut tu. Da, asta e important. Important să te simți tu mulțumit cu ceea ce ai făcut. Eu sunt gen mai superficial, dar recitindu-mă din când în când, dau seama, băi, la un dat, nu ești chiar așa, chiar profund omul ăsta, nu? Da, chiar am spus bine lucrurile alea. Asta e un test pe care ar trebui să-l treacă fiecare scriitor, să-și se privească cu un ochi critic. Probabil foarte mulți fac lucrul ăsta, dar nu știu cât de mulți tineri au răbdarea asta. Probabil am ajuns și eu la vârstă în care, nu știu cum să zic, am răbdarea asta de a mă reciti și de a-mi vedea defectele. Cei tineri bănuiesc că merg mult mai rapid și mult mai siguri pe ei. Foarte bine, eu n-am prins vremurile astea. Am fost și eu tânăr, dar nu le-am prins. Fiecare cum era generație de tineri e frumoasă și altfel, exact, în același timp. Dar aș vrea să revin puțin și la componenta cealaltă a acestui tandem, da, scriitor și cititori, pentru că tu pomeneai de acest bazin electoral de cititori de un 10-20%, nu știu cât or fi. Cum vezi bazinul electoral, să spunem, da, de cititori pentru pâine și cafea? Cam ce profil ar trebui sau îl vezi tu care avea cititorul care va gusta această lucrare foarte bine făcută a ta acum, cu entuziasm, văd, da, că o spui și mă bucur asta. Da. Eu m-am ferit să folosesc cuvinte dure, m-am ferit să intru în capcanele astea care pot fi comerciale, să atragă publicul, nu știu, să folosesc diverse expresii, cum sunt permanent în spectacol de, nu știu, moderne, cu apropo sexuale, cu tot aluzii din astea, nu, m-am ferit total de lucrurile astea. Eu fiind un tip pudic, să spunem așa, și fără destul de serios, toată piesa e centrată într-o zonă în asta în care mereu se pune frână la exagerări și se lasă loc la trăiri cu adevărat sincere și cu adevărat care înseamnă ceva pentru personaje, adică nu sunt lucruri luate din undeva, dintr-o memorie a spectacolului pe care le-am văzut și hai să le pun așa. Nu, chiar am trăit cu adevărat ceea ce am scris și de aia spun, mă bucur că am făcut lucrul ăsta,
nu se încadrează, nu știu, e un spectacol cu minte, e un spectacol așa cum ar trebui să fie un dialog între o bărbat și o femeie, telefonic adevărat, dar e un spectacol, e un dialog rezonabil, decent, e un dialog așa cum ar trebui, repet, să fie între două personaje, doi oameni care nu s-au văzut niciodată și care, uite, trăiesc experiența asta telefonică. Și, mă rog, la un punct extrem al vieții, o să vedeți în spectacol despre ce este vorba. Mi-a făcut bine această, cum să spun, acest demers literar, pentru că m-am simțit în pielea personajului și asta a fost pentru mine un fel de literatură de sertar din vremea stării de urgență. Că toată lumea mă așteptam să apară, după cele două, trei luni de recluziune, mă așteptam să apară tot fel de producții literare de succes în acele două luni în care lumea a stat acasă. N-am văzut nimic, sincer, n-am văzut nimic în jur. Toată lumea a stat pe Facebook și a comentat tot fel de chestii. Nu, asta mă bucur că am reușit din întunecimea celor două luni, martie, aprilie, și din experiența mea personală, de viață personală, am reușit să extrag întâmplător, la sugestiile lui Adi Afteni, repet, dacă nu era el, nu scriam lucrul ăsta și formăm un parteneriat, cred eu, de sănătos, cel puțin, și cu încredere și înainte. Și de succes, de ce nu? Sperăm, să nu ne temem, pentru că vă proiecta o realitate care se va întâmpla. Adi Afteni, un timp deosebit, chiar îi apreciez toate calitățile regizorale. Asta vreau să spun. Mă bucur că am valorificat un timp mort al... Și l-ai transformat în ceva care cu siguranță va folosi și altora. Iarăși mă bazez pe intuiție, că n-am cum altfel. Da, fi un manifest... Un manifest, dar un manifest în ce sens? Un manifest la să ne întoarcem la decență, să ne întoarcem la o comunicare firească, normală și de bun simț, tot naturală, de suflet între oameni? Ai mare dreptate. Ar putea fi? Ai mare dreptate, da. Da, exact. Tot timpul am fost și m-am bucurat că mi s-a oferit ocazia asta de a fi decent, de a fi... El mi-a spus, Adi, uite, aș vrea un text... Fără exagerări, fără tristețe, fără să fie un test cât de cât și un pic comic, și un pic așa, și un pic așa. Și am zis, bun, lucrurile astea e greu să le pui, dar am reușit într-un fel. Da, ție reușești întotdeauna să amesteci gust dulce cu amar, un pic de... Asta e povestea vieții mele, cum a spus Toriu, mai rău cum spun. Deci e povestea vieții mele într-adevăr, pentru că, nu știu, unii mă percep ca depresiv. Băi, tu ești prea trist. Alții mă percep, nu știu, mai superficial. Undeva există la mijloc un adevăr. Iar adevărul ăsta, într-adevăr, dă toată plăcerea vieții mele, pentru că, ascultând toate părerile astea, îmi dau seama, mă întreb și eu, băi, oare cum sunt? Suntem ceea ce oglindim până la urmă și dacă anumiți oameni văd în noi anumite lucruri, de fapt, reflectă ceea ce iau în ei. Așa că, cu cât avem mai multe oglinzi, cu atât poate că reușim să ne percepem mai complet și mai corect, poate. Până la urmă, poate n-ar trebui să avem nevoie de oglinzile astea. Eu m-am săturat așa de oglinzi care judecă. De obicei, oglinzile n-ar trebui să judece, ar trebui să reflecte realitatea. Dar, din păcate, în jurul nostru nu prea găsim oglinzi cu adevărat în sensul... Poate găsim nu le alegem. Găsim oglinzi deformate care... Și asta e adevărat, da, și asta e adevărat. Da, e adevărat. Sau poate oglinzile aleg pe noi și, nu știu, noi nu știm să ne ferim, sau nu știm să ne ferim privirea de a... Sau să arătăm, poate, ce trebuie în oglindă. Ne așezăm într-un unghi nepotrivit. Și asta e adevărat, și asta e adevărat. Și oglinzile astea nu sunt foarte pătrunzătoare. Să spunem că am scos astăzi la iveală oglinzile potrivite pentru fiecare din noi și tu pentru mine și eu pentru tine și mai ales noi împreună pentru cei de acasă. Din păcate, timpul trece întotdeauna foarte repede cu oameni faini și aici la artă și valori. Văd că se scurtează ora din ce în ce mai mult, e o oră foarte mică, așa că trebuie să-ți mulțumesc din suflet că ai venit astăzi. Să transmitem celor de acasă gândurile noastre bune, fiți buni.
români, fiți naturali, fiți pozitivi. Aici a fost Anca Ciliac la Artă și Valori. Ne revedem săptămâna viitoare tot la Infinit TV. La revedere!